Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Sub Lupă. În această seară vom răspunde următoarelor întrebări. Cum ne putem apăra de abuzurile instituțiilor statului? De ce încă importăm gaze naturale? Și în ce fel poate afecta automatizarea locurile de muncă? Alături de mine în platou este domnul Tiberiu Lovin, jurnalist independent. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Mă bucur, sunt din nou aici. Iată prima știre despre care vom discuta în seara aceasta. Actorii de pe piața gazelor urmăresc cu interes de câteva luni ascensiunea spectaculoasă a unui SRL cu doi angajați, care în foarte scurt timp a ajuns să fie unul dintre cei mai mari importatori. În luna aprilie 2019 chiar a fost cel mai mare importator de gaze, cu o pondere de peste 50%. Așadar, cum poate să domine importurile de gaze o firmă care are doar doi angajați? Depinde de angajați. Sigur că nu-i normal ce se întâmplă, dar e vorba de un fost colaborator al securității, unul dintre acționarii acestei companii, iar legăturile duc până la Moscova. Deci am putea specula foarte bine că nu are cum să devină cel mai mare importator dacă nu există o legătură acolo, la Moscova. Nici acest individ nu era foarte bogat. Și sigur, ca de obicei, serviciile își fac datoria și își împing oamenii pe piață să devină lideri. Cu toate că e penibil. Adică, dacă se uită un ziarist, cum s-au și uitat cei de la Profit.ro, parcă, au observat această anomalie și au publicat povestea. Dar e o istorie veche a firmelor de apartament, așa au pot numi și pe aceasta, în care boierii de astăzi, în ghilimele, au astfel de business-uri în tot felul de domenii, cu sprijinul băieților de la securitate și, evident, cu ori joacă de partea Statelor Unite, ori de partea Rusiei. Noi suntem așa, un fel de pion aici. Pe scurt. Ok. Această firmă se numește Valahia Gaz SRL și oricine dintre dumneavoastră poate să verifice faptul că în cei doi ani de activitate și în special în anul 2018 a înregistrat o cifră de afaceri de 341 milioane de lei și a declarat o pierdere de 44,2 milioane de lei. Se afișează acum un grafic și putem vedea acolo o structură a importului de gaze naturale consumate în luna aprilie 2019 și observăm că această companie care se numește Valahia Gaz are această pondere destul de mare de 51, aproape 52% în importul de gaze naturale. Este foarte interesant de ce încă importăm gaze. Pentru că știm cu toții că România beneficiază de niște resurse ale solului foarte bogate, petrol, gaze și așa mai departe. De ce este nevoie ca încă să importăm și mai ales chiar și în lunile de vară? Pentru că în lunile de vară consumul este destul de scăzut. Ca de obicei, noi nu vrem să muncim. Dacă s-ar putea să furăm, ar fi perfect. Asta am observat că se întâmplă. Ar trebui să facem niște investiții pentru a putea extrage gazul. Noi nu vrem să facem asta. Preferăm să dăm rușilor, cum se întâmplă și cu Marea Neagră, da? Cu pungile de ței de acolo, și noi să luăm, ce să spun, firmiturile din toată afacerea asta. Preferăm să vină o firmă să scoată aur la Roșia Montana, preferăm să facem orice. De ce? Pentru că acei oameni care vin să investească dau șpagă. E clar. E limpid. Nu-mi dau seama de ce n-ai vrea tu să faci o investiție pe termen lung. Pentru că, sigur, cheltuie odată 1 miliard de euro, să presupunem
în 2-3 ani ca să faci nu știu ce instalații, dar apoi câștigi miliarde devenind tu cel care exportă, nu doar să importi. Pentru că noi avem suficient gaz pentru noi, putem să dăm și la ceilalți. Dar că noi preferăm să fim a cincea dată la căruță și din când în când să ne cadă și nouă o bucățică de pâine din căruță. Aș vrea să mai amintesc... Și, da, scuze, și e de văzut dacă această firmă își plătește datoriile, nu? Că până la urmă, bun, nu investim, nicăieri nu se investește, doar importăm, că asta e boala românului din ultimele cei puțin 20 de ani. Producătorii au fost români, au fost puși la zid, nu au posibilitatea să facă, să concureze cu adversarii lor de pe piața externă, pentru că pur și simplu sunt trimiși căței, acei inspectori din tot felul de instituții care se închidă afacerea și te lupți cu ei cu ani de zile și într-un final n-ai ce să îți dai seama că nu există nicio șansă, abandonezi. Și între timp, tu fiind un om corect și încercând să-ți plătești toate datoriile și mai departe, ajungi evident în faliment, în stilul ăsta, pe când competitorii nu. Cei mai mulți nici măcar nu-și plătesc dările. Bănuiesc că și Valahia e în aceeași situație. Da. Totuși, de ce autoritățile statului nu iau măsuri în privința acestor firme de apartament care apar peste noapte și care generează niște profituri uriașe? Cum ar trebui să se facă o mai bună verificare a unor astfel de firme? În mod firesc, s-ar duce acolo garda financiară, sau cum îi spuneau, ANAF-ul, da? Acum, ar trebui și poliția economică pentru a verifica cum doi oameni pot deveni importatori, unui străin și unui român, da? Pot deveni cel mai mare importator de gaze din România. Cum e posibil așa ceva? Să vedem și noi, cum pot să faci asta? Unii angajează sute de oameni și nu reușesc să devină cei mai mari importatori. Dar aminte să, când e vorba de gaze. De fapt, care e afacerea pe scurt? Așa cum o văd eu, ei iau gaz într-o parte, de fapt sunt intermediari, nici măcar nu sunt, ei nu produc nimic. Sunt pur și simplu intermediari, au aranjamentul, trebuie să livreze o anumită cantitate de gaz din partea de la ruși, pe care să o cumpărăm noi pe cu bani grei și ei sunt intermediari, atât. Nu fac nimic altceva. Nici aici, nici în altă parte, doar pur și simplu bat niște cifre pe calculator. Și încheie niște afaceri cu statul român și cu alții. Eu știu, poate mai sunt firme private care vor gaz de la firma sa Valahia și atunci se rezolvă situația. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca autoritățile să dezlege acest mister. Bun, cum e posibil? În primul rând, trebuie să-ți iei o autorizație de importator. Cum obții tu când nu există niște condiții minime? Nu știu, n-am verificat asta. Că n-am venit exagerat de pregătit pentru subiectul ăsta. Dar, în mod firesc, orice vrea să faci în România, ai nevoie de autorizație. Dacă vrei să fii ospătar, ai nevoie de o hârtie în care să spună că ai absolut niște cursuri. Dacă vrei să faci orice, ai nevoie de hârtii. Ei bine, acești doi oameni, doi străini, un străin și un român, bine că au fost mai mulți în firma aceea, vreo trei, în fine, trei străini, au reușit să devină cel mai mare importator fără prea multă bătăie de cap. Da. Și în timp foarte scurt. Este de acest fapt este demn de luat în considerare și ridică semne de întrebări importante asupra modului în care funcționează lucrurile la noi în țară. De aceea este bine ca autoritățile statului să-și facă treaba și să revină cumva la structura de bază și să verifice, să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și acest lucru se poate extrapola și la alte domenii, nu vorbim numai despre importul de gaz și așa mai departe. Știm că domeniul energetic este plin de astfel de cazuri. Însă aș vrea să mergem la cea de-a doua știre din seara asta și este vorba despre faptul că mai mult de jumătate dintre angajații de la nivel global se simt amenințați de automatizare și cred că locurile lor de muncă vor fi schimbate semnificativ sau vor dispărea în următorii 10 ani, potrivit unui sondaj PwC. Totodată, angajații consideră că actualii angajatori ar trebui să-i ajute să dobândească noi abilități digitale. În ce fel poate afecta automatizarea locurile de muncă? În performanță, din punctul meu de vedere. Dacă e un soft bine făcut,
în performanță. Putem privi către guvernul României, care este plin de incompetenți. Putem privi către cel mai mare angajator din România, care se numește Poșta Română. Persoanele de acolo, angajații de acolo, încă scriu cu pixul niște registre pe care nu le va citi nimeni niciodată. Pentru că nu ai ce căuta tu un registru. Am trimis eu un plic acum la mama și peste un an de zile cineva vrea să verifice unde am trimis eu un plic. Cine să citească acele registre? Nimeni. Dar sunt mii de angajați care primesc niște bani. Ei, dacă ar fi totul mai simplu, da, tehnologia, atunci cel puțin 60% dintre ei n-ar avea locuri de muncă. Sigur, eu nu mă bucur că cineva rămâne fără loc de muncă, dar nici să tai frunza la câini și să scrii pe să ne pierdem vremea, pentru că timpul este foarte prețios și noi stăm la niște cozi infernale la poștă, pentru ce? Dar ăsta e doar un exemplu. În guvernul nostru, care este supra-dimensionat, a se vedea ce se întâmplă în Germania, Franța și Austria și alte țări, legat de dimensiunea unui guvern și de costurile unui guvern. Deci, țări cu 70-90 de milioane de cetățeni sunt la jumătate față de noi, ca membri ai guvernului. N-au atâția secretari de stat, n-au atâtea ministere, de ce se poate la alții, la noi nu? Pentru că e vorba de tehnologie. Asta fac ei acolo. Ei nu merg cu scrisul de mână și pe care nu-l mai înțelege într-un final. Practic trebuie să existe un echilibru între partea tehnologică și factorul uman. Cu siguranță că pe măsură ce înaintăm se dezvoltă și tehnologia, însă întrebarea la care aș vrea să răspundem este: ar trebui ca oamenii să se îngrijoreze în privința acestui lucru, faptul că tehnologia avansează și că anumiți oameni vor fi înlocuiți, anumite joburi, sigur, practic, vor dispărea? Sigur, trebuie să fie îngrijorare. Din cauza acestor... Păi totul, acum există un, apropo de presă, există un soft care scrie știri. Deci nu mai ai nevoie să angajezi pe cineva să-ți copieze știrile ce se întâmplă în zilele noastre, că e vorba de un agregator de știri, aproape orice mijloc de presă e un agregator de știri, da? Adună știri peste tot și peste tot vezi aceleași știri. Ei bine, acum există un program care face asta pentru tine. Uh-huh. Sigur, nu în limba română încă. Dar se va întâmpla și asta. Și la un moment dat, toți acești oameni care stau și compilează știri vor fi înlocuiți în soft. Da. Va costa, nu știu, cât va costa acel soft, cât costă acel soft, dar după aceea se va termina cu acești așa zis ziariști. Cel mai... Nimeni nu poate să se teamă că își pierde locul de muncă, nici ca ziarist, nici ca angajat la Poșta Română sau unde o fi, așa, în momentul în care este foarte bun pe ceea ce face el. Dar trebuie să existe un criteriu foarte clar. Nu poți să angajezi 100 de oameni care să poarte o mapă. Nu există așa ceva. Foarte mulți bani cheltuiți aiure. Practic, este vorba despre un echilibru care ar trebui să se găsească între cele două. Și aș vrea să le spunem telespectatorilor noștri că sunt unele statistici care arată că 30% din locurile de muncă sunt expuse riscului de automatizare până la mijlocul anilor 2030. Mergem mai departe la ultima... La noi cam de vreme, 2030. Tire. Este drept. Mergem mai departe la cea de-a treia știre din seara aceasta, pentru că timpul zboară atât de repede. Un patron din Sibiu se plânge ca de când și-a deschis o pensiune la Păltiniș și este vizitat regulat de inspectorii ANAF. De fiecare dată este amendat și de fiecare dată dă în judecată instituția și câștigă procesele. Este o știre interesantă, este ceva care ne afectează pe fiecare dintre noi. Și vreau să răspundem la următoarea întrebare. Este eficient rolul instituțiilor statului? În general, nu. Nu aș vrea să fiu chiar permanent împotriva statului român, dar să faci un control tematic la nivel național și să aplici 6 amenzi, între care una domnul respectiv, domnul Marinescu de la Sibiu, care are o cabană undeva la Păltiniș, mi se pare abuziv. Adică vreau să văd și eu niște mii de amenzi. Nu, dau 31 de amenzi anul ăsta, de exemplu, mutam pe trimestru 2, sunt 31 de amenzi legate de conflictele de muncă. Bun, 31, dintre care altă amendă dată acelui domn la Sibiu, domnul pe care am pomenit. Autoritățile, de câte ori încerci să faci vreo afacere,
vin să-ți dea în cap. De obicei te împiedică înainte să o deschizi. Cu birocrația. Discutam despre subiectul ăsta. În alte țări, în 70 minute se câte o firmă online, ai, sau cum îmi povestea un prieten ziarist din Tenerife, în Tenerife în 7 minute îți faci firmă, depui, plătești o taxă de 50 de euro lunar timp de 2 ani de zile ca rezident, apoi vin într-adevăr taxele respectiv. Nu ca la noi, în care din prima ești ars din punct de vedere financiar. Iar revenind la acest subiect, e clar că domnul este subiectul unui, nu știu, unui hărțuire, așa, pentru că în fiecare an de când și-a deschis firma, primește o amendă. De fiecare dată omul îi dă în judecată, plătește amenda ca să plătească jumătate din ea, îi dă în judecată pe cei de la TM, câștigă procesul. Este ridicol, adică de fiecare dată să câștigi și totuși să vină și să găsească aceleași subiecte, un cuvânt greșit, nu a spus picul, a spus ospătar, faptul că inspectorul nu știe să numere până la 21 numără, știe să numere peste 25 doar, adică dacă e, lucrezi 25 de zile consecutive, este ilegal, ca zilier. El avea o zilieră de o persoană în Republica Moldova, pentru că am documentat subiectul. Am vorbit cu toți cei implicați, inclusiv cu cei de la ITM. Acum verifică, fac și ei anchetă internă, dar la ei ancheta internă durează foarte mult, iar de obicei rezultatele sunt în felul ăsta. Trec la alt subiect, foarte pe scurt. Am scris despre un caz de malpraxis, a murit o femeie, a rămas un copil orfan și cu probleme fizice. S-a făcut anchetă, s-a luat doctorii, au fost sancționați cu o amendă de un fel de 10% timp de 3 luni de zile din salariu. Și au trecut de atunci, deci din 2007 se întâmplă treaba asta. Din 2007 până acum, procesul a durat 10 ani, cam așa, și nimeni nu e, până la urmă, nimeni nu e la pușcărie. Dar da, acel copil are probleme și a rămas orfan. Cum, cam asta se întâmplă și cu domnul Marinescu, de da, la Sibiu. Cum ne putem apăra de astfel de abuzuri? Pentru că e clar că se întâmplă destul de multe. Ce avem de făcut? Care sunt pașii? Sau cum? În primul rând trebuie să fim pregătiți că vom fi, oricând deschizi o firmă, trebuie să fii pregătit pentru a fi sancționată de către autorități. Dacă nu ai relații și nu deja ai făcut niște cadouri de deschidere, inaugurarea marelui business. Orice îi face și dacă ai trei mese într-un loc și ai făcut un local, dacă e un pahar un pic aici ciobit sau zgâriat, ești amendat de OPC, la un exemplu. Dar sunt amendate anumite persoane, cele care nu dau de obicei, ca să o spunem pe direct, șpagă. Pentru că altfel ar exista, bănuiesc, undeva la fiecare ITM din țară ar da undeva la, nu știu, 5-10.000 de amenzi pe, hai, poate exagerez, 10.000, dar 5.000 de amenzi tot ar da munca la negru. Să ne închipuim doar Bucureștiul. Sunt atâtea terase. Câți lucrează acolo cu carte de muncă și respectă programul? Câți? Plus că probabil 10%, mă gândesc. Amenzile sunt de 20.000 de lei pentru fiecare persoană care este găsită în... Și tu trebuie să plătești jumătate, ce înseamnă 10.000 de lei, 100 de milioane pentru cei ca mine care încă vorbesc în milioane. Da. Și, da, trebuie să ne oprim. Nu, aș vrea să ne îndreptăm către o concluzie, pentru că ne apropiem de final. Mai avem aproximativ 30 de secunde să facem o concluzie. Da. Legat de acest subiect despre... Să ai un avocat bun, să încerci să-ți respecti toate condițiile pentru funcționarea societății și de fiecare dată când ești abuzat să reclami acest lucru și să fii pregătit cu camera de filmat, să ai cameră în ori la locul de muncă pentru a putea dovedi că ți s-a cerut mită, că ai fost abuzat, că au făcut fotografii fără acordul tău și filme și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă cu inspectorii de la ITM Sibiu sau alți funcționari publici din România, care fac exces de zel din motive știute doar de ei. Dragii mei, suntem la finalul ediției din seara aceasta. Este clar că în România încă mai sunt foarte multe probleme de rezolvat, însă este bine să privim și partea pozitivă a lucrurilor. Întotdeauna
dacă ne dorim, putem să rezolvăm și putem să discutăm și cu autoritățile statului, astfel încât lucrurile să se întâmple în avantajul nostru. Aș vrea să mulțumim domnului Tiberiu Lovin pentru prezența în emisiunea din seara aceasta. Iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne reîntâlnim luni seară la aceeași oră. Pe curând! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.